Bursac, bine ați revenit la Curtea de Argeș. Ne bucurăm să vă avem în mijlocul nostru pentru a cincea oară la finala unei grupe de calificare în European Summer Cups Girls Under 16. Și vreau să vă întreb în primul rând, cum vi s-a părut ceea ce ați văzut astăzi aici la Curtea de Argeș? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vin cu deosebită plăcere aici la Curtea de Argeș. Sigur, în primul rând pentru că echipa reprezentativă a României, chiar dacă este de under 16 sau under 14, nu contează, sau echipa de senioare, de fiecare dată merg cu o plăcere deosebită să urmăresc tinerii sportivi care ne reprezintă. Chiar dacă nu au reușit calificarea mult așteptată, poate că pe de o parte au și circumstanțe în sensul că nu am putut prezenta cea mai bună garnitură. O parte din fete reprezentând România la fote în aceste momente, dar din ce am văzut, sigur că fetele au dat tot ce au avut mai bun, am văzut meciuri foarte interesante, meciuri care ne dau speranțe pe viitor. Sunt convins că fetele vor obține performanțe deosebite în viitor, au un potențial deosebit și revenind la competiție, sigur, poate multora li se va părea un pic exagerat ceea ce spun, în sensul că întâlnim aici o oază de, între ghilimele spus, de civilizație, de cultură, de sănătate, dar asta este realitatea. Sunt convins că toți cei ce au venit din afara granițelor țării, fie că sunt din Suedia, că am avut din Suedia, că sunt din Ungaria, că sunt din Belorusia, că sunt din, mai știu de unde, au fost 8 țări participante, sunt convins că vor merge acasă în țările de unde provin și vor spune că România este o țară frumoasă, o țară primitoare, o țară cu oameni cu suflet mare, o țară care merită vizitată și sunt convins că în viitor aceste bune cuvinte se vor propaga în respectivele țări, astfel încât vom avea și turiști în această zonă și nu numai. Domnul președinte, Federația Română de Tenis a făcut destule lucruri bune în ultimul timp pentru dezvoltarea performanței. Dar, din păcate, trebuie să remarcăm și faptul că marile eforturi se fac practic din zona privată, să zicem așa. Și nu știu dacă dumneavoastră v-ați gândit sau aveți în intenție să implementați un program prin care să se identifice și să se sprijine niște talente, așa cum se întâmplă și în alte țări din vecinătatea noastră. Pentru că, de ce vă întreb? Iată, aveam anul trecut, am fost impresionat de o fetiță de 15 ani, Georgia Crăciun, de pe la Brăila. O așteptam să vin acum. Am înțeles că nu a lăsat-o sponsorul, nu ar fi lăsat-o nu știu cine. Dacă ar fi fost poate sprijinită de federație, n-ar mai fi avut loc de întors, să zicem așa. Ai un contract cu mine, eu te sprijin, trebuie să-mi vii la o competiție, nu? Într-adevăr, foarte bună întrebare pusă de dumneavoastră. Georgia este una dintre sportivele cu reale perspective, cu un potențial deosebit. O sportivă care va face 16 ani în septembrie, o sportivă care spre șansa sa beneficiază și de un sponsor foarte important, un sponsor care investește foarte mulți bani în ea. Este adevărat, nu a participat aici, probabil că și o mai slabă comunicare între antrenorii federali, respectivii sportivi și conducerea federației. Eu sunt convins că dacă noi am fi știut din timp cum s-a mai întâmplat în diferite cazuri, că respectiva sportivă preferă să joace în alte competiții sau să nu joace sau mai... N-ar o să comentăm acum, sunt convins că am fi avut mijloacele necesare să o determinăm să vină să joace aici. Mai departe, aș comenta un pic în sensul că, sigur, suntem la conducerea federației de 2 ani, o federație care până să venim noi trăia din diferite împrumuturi bancare, iată că de 2 ani avem o stabilitate, este o federație stabilă
care nu mai trebuie să meargă să facă împrumuturi bancare astfel încât să-și desfășoare activitatea, ceea ce este un lucru îmbucurător. O federație care a reușit să implementeze foarte multe proiecte la nivel de copii, la nivel de inițiere. O federație care se axează pe mărirea numărului de competiții, indiferent care este la nivel de junior, de seniori sau la nivel de mare performanță. Și sigur, sigur, avem și noi limite, ca orice om are limitele lui. Dacă aș fi avut o baghetă magică, cu siguranță totul s-ar fi rezolvat. Nimeni nu are această baghetă magică. Chiar alaltăieri noapte ne-am întors de la Salonic, unde am avut o întâlnire cu țările din Balcani. Vrem să repunem pe picioare organizația balcanică care să sprijine jucătorii de perspectivă, jucătorii cu potențial din zonă. Deci astăzi această federație numără 10 țări prin dizolvarea Iugoslaviei și acum avem mai multe țări din fosta Iugoslavie. Deci în curând vom fi o zonă foarte puternică, o zonă care numără foarte multe voci și o zonă care poate influența la un moment dat conducerea bordului Tennis Europe sau bordului ITF, Federației Internaționale de Tenis. Este adevărat că am stat de vorbă cu președinții din Serbia, de exemplu, sau din Bulgaria, fiecare mi-a zis felul în care ei acționează, felul în care ei investesc. Niciuna din respectivele țări nu au numărul de turnee pe care noi îl avem în România. Practic, noi încercăm să asigurăm trecerea de la juniorat către marea performanță, către seniori. Deci, practic, toți copiii de la 16 ani la 22 și peste pot juca aceste turnee futures, care noi le-am mărit de la 10 la 24 astăzi. Sunt eforturi foarte importante și clubul dumneavoastră, prin compania Dr. Oetker și prin nebunia domnului o nebunie frumoasă. Ioan Cosma, e adevărat o nebunie frumoasă, reușește să organizeze și turnee de genul acesta în afară de această frumoasă competiție de Under 16. Deci, acestea au fost prioritățile. E adevărat, așa cum am zis mai devreme, dacă aș fi avut o baghetă magică, aș fi început și cu copiii pentru atragerea lor la tenis. Pentru că, ca o paranteză foarte importantă, la prima ședință la care am participat la Tennis Europe, în calitate de președinte, am aflat că România este pe ultimul loc în Europa la ceea ce înseamnă numărul de sportivi legitimați pe numărul de terenuri de tenis. Deci ultimul, nu penultimul, nu antepenultimul. Tocmai de aceea ne-am axat pe atragerea copiilor către tenis și pe încercarea de a susține tinerii jucători să meargă către profesioniști. Deci sunt două segmente. Sunt două segmente importante pe care am, sigur că începând de anul acesta sau poate de anul viitor, încercăm să ne canalizăm și către vârfurile foarte importante în care să investim. Dar, repet, nu a fost posibil din prima să facem, să acoperim absolut toate capitolele. Ultima întrebare, domnul Cosac. Aș vrea să vă întreb cât de mult contează relația personală pe care o aveți cu niște oameni dispuși să investească în tenis pentru a face bine acestui sport și ca o completare sau, mă rog, ca o rezultantă la toate acestea, cam unde vedeți tenisul românesc peste 10 ani? Ne-a spus că era pe ultimul loc. Peste 10 ani unde vedeți? Relația personală, sigur, la un moment dat este importantă, dar cred că mai important, din punctul meu de vedere, este patriotismul. Ce înțeleg eu prin patriotism? Când un nebun ca domnul Cosma vine și investește într-un club de tenis, în anumite competiții, când bagă foarte mulți bani să vadă tinerii sportivi români că se afirmă, că merg mai departe, să reprezinte România, nu? Că nu, niciodată nu va scrie, de exemplu, pe Tătăruși. Dau și eu un exemplu, care o tânără participantă la această competiție, nu va scrie niciodată că la un moment dat domnul Cosma a susținut o competiție sau a susținut-o financiar, sau va scrie România. Deci, practic, domnul Cosma investește în tineri care la un moment dat vor reprezenta România. Deci, practic, este o relație
de respect, sigur că la un moment dat te atașezi de astfel de persoane care vin cu proprii bani din companie sau fac eforturi deosebite să adune în jurul lor companii care să investească în acești copii care la un moment dat vor reprezenta România. Investește în aceste competiții care la urmă, dacă tragem o linie, vom vedea, dom'le, cât ne-a costat competiția asta. Păi competiția asta ne-a costat, nu știu, zic și eu anumite sume, 10.000-20.000 de dolari. Bun, hai să vedem câți sportivi au participat. E vorba de un future sau de altceva. Au participat 60-90 de sportivi. Bun, sportivii ăștia au mâncat, au călătorit, au dormit, s-au înscris. Deci iată că acești bani investiți se regăsesc în bugetul României, în companii care la rândul lor plătesc impozite, plătesc dări către stat, deci nu se pierd acești bani. Dar este, cred că, cea mai bună propagandă pentru România. Unde va ajunge tenisul românesc în următorii 10 ani? După ce ne-a spus că era pe ultimul loc. Avem proiecte foarte importante. Chiar astăzi am fost la Primăria Capitalei și ne străduim să intrăm în rândul țărilor civilizate prin construcția unui complex național competitiv, prin construcția unei săli care va conține 6 terenuri acoperite, o unitate de cazare cu 40 de camere, sală de fitness, sală de recuperare, astfel încât tinerii noștri copii să poată beneficia de cele mai bune condiții. Astăzi trebuie să recunoaștem că federația face foarte puțin comparativ cu efortul părinților și anumitor sponsori pentru atingerea acestor performanțe. Până când noi nu vom avea o bază clară unde copiii vor putea să vină să aibă cazare, masă, pregătire, asistență, recuperare, plătite de către federație sau de către Ministerul Sportului, nu putem spune că suntem organizați pentru o performanță deosebită. Totul este întâmplător, indiferent cine a fost președinte. Sunt eu și nu voi mai fi, că au fost predecesorii mei. Astea au fost niște lucruri întâmplătoare, niște lucruri realizate pe umerii părinților, cărora le mulțumesc încă o dată, și pe umerii unor nebuni frumoși ca domnul consumator. Dumneavoastră aveți posibilitatea acum să punem niște pietre la temerie noi, și să începem exact, să construiți. Exact asta, exact asta face. Avem proiectele. Clubul Doherty care urmează să construiască Complexul Național de Tenis și sigur, mai devreme am enumerat numeroasele competiții pe care noi le organizăm astfel încât copiii noștri să nu mai fie nevoiți să călătorească în străinătate pe sume importante de bani, să poată avea turneele acasă, susținuți de către părinți, spectatori, etc., astfel încât să le fie mai ușor către marea performanță. Noi vă rog dumneavoastră să vă împliniți acest vis și să faceți ceea ce mi se pare mie catedrala tenisului românesc, că tot se vorbește de catedrala neamului românesc și toate cele. Și să creștem de acolo, nu niște sfinți, ci niște sportivi foarte buni, care să facă lumea să vorbească despre ei și să zică, și ăsta e român. Vă mulțumesc și felicitări pentru tot ceea ce s-a întâmplat zilele acestea la Curtea de Argeș. Și ne vă mulțumim că ne-ați acordat acest interviu și că ați fost alături de noi.